Bună ziua! Astăzi, 12 iulie, statistica oficială din România împlinește 165 de ani de existență, de când ființează. Este una dintre cele mai, să spunem, vechi instituții publice, ea fiind înființată prin decret de către Alexandru Ioan Cuza, în anul 1859. Este un prilej să adresez tuturor colegilor mei și tuturor statisticienilor care lucrează în acest domeniu un călduros la mulți ani. Deși suntem o instituție, să spunem, mai puțin vizibilă decât alte instituții, eu cred că, cel puțin din punct de vedere al rodului muncii noastre, și anume datele statistice, suntem o instituție foarte importantă. Pentru că, până la urmă, fără date statistice, nici o strategie, nici un plan, pornind de la cele făcute la nivelul administrației publice locale și până la cele făcute la nivel național, nu ar putea exista. Ce aș mai putea să spun legat de activitatea noastră în statistica Direcției Regionale de Statistică Neamț? Suntem 30 de salariați și colectăm date pentru peste 120 de lucrări statistice care se realizează fie anual, fie trimestrial, fie lunar. Și desigur furnizăm date statistice pentru beneficiari, fie beneficiari publici, fie beneficiari privați.